Ești o persoană flexibilă și inteligentă, o adevărată grămadă de energie, te grăbești din loc în loc cu viteza unui uragan. În special, reușești să faci mai multe lucruri deodată. Capacitatea uimitoare de a comuta cu ușurință de la o sarcină la alta este una dintre principalele tale avantaje. Ai o minte largă, plină de viață, creativă, ești o sursă constantă de idei și planuri inovatoare. Artist născut, inspiră iubirea diferitelor tipuri de oameni pentru tine, deoarece ești înzestrată cu maniere luminoase și deschise și nu duci niciodată lipsă de prieteni. Urmărirea libertății și independenței este cheia pe care o porți la gâtă toată viața. Este dificil pentru tine să rămâi în cadrul unei rutine, setă de schimbări broște și dramatice te domină. Adesea, dorești să apari ca partener responsabil, de încredere, dar este extrem de dificil pentru tine să joci acest rol. Poți fi cel mai de succes în domeniul liberului antreprenoriat, atunci când poți lua inițiativă individuală și îți poți exprima opiniile. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ești pregătită pentru orice situație, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a separa cele mai importante de cele secundare și lipsa propriilor principii. Tu chiar că nu stai o clipă. De cele mai multe ori faci mai multe lucruri în același timp, schimbând cu ușurință între diferite sarcini și neconfundându-se una cu alta. Ești o persoană educată și foarte inteligentă, iar conștiința ta, dacă pot spune așa, este neliniștită, mintea ta este în mod constant ocupată, generând de noi idei și proiecte extraordinare. Nu ești doar inteligentă, ci și creativă. Știi să trăiești, să te joci ca un artist adevărat, de aceea oamenii te iubesc de obicei. Ești întotdeauna înconjurată de prieteni, deoarece manierele tale grațioase și emoțiile luminoase îi atrag pe fani. Foarte adesea comportamentul tău provoacă mânie și iritarea celorlalți, ale căror așteptări nu au fost îndeplinite, dar ar fi nedrept să te acuze de intenție sau trădare răutăcioasă, deoarece volatilitatea și impermanența sunt însăși natura ta. De fapt, starea ta de spirit se poate schimba într-o singură secundă. În ceea ce te privește, reușești să funcționezi cu succes în mai multe moduri în același timp, să conduci gospodăria și să administrezi compania, să trăiești o viață dublă și să planifici noi proiecte. Poți fi prudentă față de angajamente care în mod evident nu sunt fezabile. Ghidată de cele mai bune intenții, vei promite cu nerușinare că vei da luna din cer, bazându-te pe faptul că, cu alte complicații, reușești cumva să te eliberezi.
Această subestimare fatală a capacităților tale îți poate juca o glumă crudă, dacă nu cântărești mai atent factorul realității. Trebuie să înțelegi că unii oameni îți iau în serios promisiunile și te vor face ulterior responsabile pentru fiecare cuvânt dat. În mod similar, jocul cu banii este periculos pentru că se poate transforma într-o criză financiară pentru întreaga familie. Astrele te sfătuiesc să ți limitezi orizonturile pentru a construi viața încet și cu atenție. Viteza este calul tău, dar uneori devii atât de amețită încât există pericolul pierderii energiei nervoase. Cu toate acestea, agilitatea, combinată cu încrederea în tine și copilăria stridentă, te face pur și simplu irezistibilă. Deciziile neașteptate pe care le iei, îi face pe alții să fie uimiți. Atunci când aceste surprize le sunt plăcute, ești bineînțeles binevenită, dar mai târziu, prietenii încep să se gândească la esența ideii strălucitoare și să te găsească aventuroasă. Pe de altă parte, ești atât de convingătoare, iar ideile tale sunt atât de progresive încât realizează efectul în orice caz. De regulă, aspiri la vârf și prin toate mijloacele ajungi la el, cu excepția cazului în care ești îndepărtată de haosul comis de tine însăți. Moderarea, deoarece pare ciudată, este un punct cheie în obținerea succesului pentru tine. Apropo, acest lucru se aplică și vieții personale și de familie. Poți avea performanțe demne la orice lucrare atribuită ție, ești literalmente stăpânul tuturor meserilor. Atunci când abilitățile tale tehnice și interesul pentru acest subiect coincid, poți atinge stabilitatea atât de necesară pentru tine. Te distingi față de alții nativi din Gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești flirtantă, logică, transformatoare, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 31 mai soarta ta? Ești iubitoare de libertate și independență. Nu poți suporta monotonia vieții de zi cu zi, vrei schimbări, evenimente care se schimbă rapid. În ochii celorlalți, vrei să arăți ca angajat solid, încrezător, dar aspectul și comportamentul tău nu se potrivesc cu această imagine. De cele mai multe ori, dorința ta de independență este întâmpinată de organizarea propriei afaceri, în care nimic nu ți împiedică acțiunile și ai posibilitatea de autoexprimare. Adesea uiți promisiunile tale și nu ți îndeplinești obligațiile. Acest lucru provoacă o reacție negativă din partea altora și duce la conflicte. Cu toate acestea, un astfel de comportament nu este intenționat și deliberat, deoarece concentrarea și atenția sunt străine naturii tale. Ești incapabilă din punct de vedere organic să rabzi orice orar sau să ții cont de ceva planificat cu câteva zile în urmă. Ești caracterizată de schimbări de dispoziție bruscă. Ești capabilă să faci mai multe lucruri în același timp și să-ți îndeplinești simultan mai multe roluri în viața ta. Trebuie însă să te abții de la obligațiile pe care nu le poți îndeplini. Nu dorești să-i mâhnești pe prietenii și pe cei dragi, le poți promite să le îndeplinești cererea, sperând într-un fel să ieși din situație în viitor. Această incapacitate de a evalua în mod realist puterea și respingerea propria voinței tale de a spune nu, conduce în mod natural la o deteriorare a relațiilor cu ceilalți și la o neînțelegere din partea lor. Trebuie să fii conștientă de faptul că unii îți pot lua promisiunile în serios și vor aștepta împlinirea lor. Este mai bine să nu participi la tranzacțiile financiare, deoarece consecințele pot fi imprevizibile. Ar fi de dorit să-ți încetinești viteza și să-ți faci viața mai stabilă și mai durabilă. Poți avea dorința și capacitatea să participi activ la viața publică și să participi la toate evenimentele. Energia și spontaneitatea ta provoacă simpatie involuntară altora. Deseori efectuezi acțiuni spontane, fără a le anticipa cu reflecții, dar de a asculta de un impuls brusc care ți-a venit în minte. Aceste lucruri provoacă emoții ambigue în ceilalți care nu știu cum să reacționeze.
Uneori aprobă ideile tale, dar, după o scurtă reflexie, ajung la concluzia că în practică, ele sunt impracticabile. În orice caz, aceste proiecte produc efectul dorit asupra altora. În viață, poți obține o poziție suficient de înaltă în societate dacă acțiunile tale imprevizibile nu distrug realizările tale. Liniștea și prudența sunt cheia succesului pentru tine. Aceleași principii se aplică în viața ta personală. Orice tematică merge bine în mâinile tale, mai ales dacă provoacă un interes real pentru tine. Trebuie să depui eforturi pentru a-ți atinge scopul, fără a te întoarce spre căi mai ușoare, dar nepromițătoare. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație, ca și în orice altceva, nu îți place să te simți blocată în plictiseala vieții de zi cu zi. Ai nevoie de un partener care să respecte nevoia ta de timp pentru multele tale interese. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. În mod intenționat nu am tratat relația cu săgetătorul. Această relație are două valențe, în tinerețe este una de weekend, dar la maturitate, cu un săgetător trecut printr-o căsătorie, cel mai convenabil după 38 de ani, îți va fi iubit, amant, tată și mamă. Devotamentul și dragostea lui te vor pune pe un piedestal pe care îți va fi uneori greu să-l accepți. Sacrificiul lui va fi doar pentru tine, casă și copii, ajungând de literal să se neglijeze pe sine. Locuri de muncă și carieră. Cea mai importantă valoare pentru tine este libertatea. Tu cauți să spargi cadrul, să-l schimbi în mod constant și să te schimbi, iar acest lucru se aplică și muncii în care ești angajată. Adesea, dorești să creezi o imagine a unei persoane foarte serioase și responsabile, dar o faci rău. Vei putea să obții cel mai mare succes prin deschiderea propriei afaceri, deoarece este mai ușor pentru tine să lucrezi pentru tine însăți, fără un șef peste capul tău. Libertatea de exprimare și inițiativă este cel mai important lucru pentru tine în munca ta. Se întâmplă să mâhnești unii oameni care au fost dezamăgiți prin încălcarea cuvântului tău. Dar nu este nimic de făcut, atât de schimbătoare și impermanentă ești, încât promisiunile tale pur și simplu nu pot fi luate în serios. Foarte des și în mod dramatic îți schimbi starea de spirit. Poți trăi simultan viața dublă sau triplă, jucând roluri diferite. Neliniștea, frivolitatea, copilăria și rapiditatea te fac foarte atrăgătoare. Ești imprevizibil în deciziile și acțiunile tale. Cealaltă parte a acestui fenomen este că ești adesea considerată prea riscantă și nu au încredere în tine.
Cu toate acestea, mai des reușești, deoarece sprijini idei și proiecte care sunt relevante pentru timpul nostru și ești capabilă să convingi, te străduiești să faci o carieră, să reușești și, de obicei, visul tău este îndeplinit cu condiția de sigur că vei putea să stăvilești aberația excesivă și distructivă a naturii tale neliniștite. Ai multe abilități practice și poți desfășura activități foarte diverse. În cazul în care aptitudinile și interesele tale coincid într-un caz, atunci în acest caz poți găsi echilibru, încredere și stabilitate, care adesea lipsesc în viața ta. Sănătate și boli. Punctul slab al organismului tău este sistemul nervos. Trebuie să înveți să-ți ții nervii sub control, deoarece ai o excitabilitate excesivă. Cea mai importantă sarcină pentru tine este să menții sub control un sistem nervos excesiv de excitat. Tranquilizantele pot fi benefice din când în când, dar ar trebui evitate pentru a nu te obișnui cu ele. În diferite stadii de viață, se recomandă să urmezi un curs de formare psihologică. Până la vârsta de 50 de ani, sau poate mai devreme, ar trebui să înveți să urmezi avertismentele trimise de organism, precum și sfatul prietenilor. Tu poți intra în viață plină de putere și sănătate, dar le poți pierde rapid. Utilizarea alcoolului și a nicotinei poate accelera procesul de declin fizic. Din punct de vedere alimentar, gusturile tale sunt doar pentru alimente pământești. Abilitățile culinare sunt extrem de utile pentru agilitatea ta. În tinerețe, ești foarte activă, dar adesea duci un stil de viață foarte nesănătos, ca urmare a faptului că începi să obosești repede. Poți bea prea mult și poți fuma prea mult, ceea ce contribuie și la distrugerea corpului tău. Preferi feluri de mâncare mai simple, cum ar fi carnea. Ar fi util ca tu să înveți cum să gătești cu adevărat, adică altceva decât meniul din epoca de piatră, lucru care te-ar distra foarte mult și ar fi util să-ți diversifici dieta, mai ales că poți fi expusă la experimente culinare și mâncăruri rare în dietă. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu abilități multilaterale. Ești moderat ambițioasă. Ai un spirit de luptă și un simț al justiției. Poți avea mai multe căsătorii, cele de pe urmă vor fi fericite. Realizezi cu ușurință multe lucruri, ceea ce uneori te face fără griji, pierzându-ți energia pe puțini bani, poți stagna mult timp. Dar dacă începi să acționezi în mod intenționat, concentrându-ți toate abilitățile asupra atingerii unor obiective specifice, vei avea un succes extraordinar. Poți obține multe în viață. Ursitoarele au pus o condiție, să nu mai fii împrăștiată. Sfaturi pentru tine. Rare ori ar trebui să promiți altora că vei face ceva. Îți încalci adesea promisiunile, provocând mânia dreaptă altora. Dorind să faci mai bine și sperând mai târziu pentru un miracol, promiți adesea imposibilul. Aceasta arată, de asemenea, o subestimare a forțelor și capabilităților tale. Prin urmare, ar trebui să te gândești mai mult la realitatea promisiunilor tale. Încearcă să noriști prea mult în finanțe, pentru că aceasta poate duce într-o zi la o prăbușire totală și sărăcie, în care, pe lângă tine, îți vei trage propria familie. Ar fi util să fii capabilă să încetinești în mod specific ritmul tău de viață, să te uiți mai des în jur, să fii mai prudentă și mai echilibrată, să fii mai atentă în munca ta și în întreaga ta viață. Tu știi să trăiești pe repede înainte, dar toată lumea are în continuare propriul plafon și propria limită de viteză. Într-un ritm prea rapid te vei obosi mai repede. Cel mai important lucru pentru construirea unei cariere de succes este moderarea. Moderarea este extrem de importantă pentru crearea unei familii. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate.
Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.